Voi citi în această seară un verset mai atipic pentru duminică seara, dar ăsta îl am pe inimă. Din Genesa, capitolul 2, versetul 18, spune așa: Domnul Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. 21. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a dormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta lui, pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a dus-o la om și omul a zis, iată, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea, ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Amin. Amin. Ocupăm locurile. Nu-i nuntă în seara asta, dar eu cred din toată inima, aveți răbdare până la sfârșit. O să ne prindă bine. Într-o zi am ieșit din casă și grăbit cu ale mele, i-am zis soției mele, pentru că am ieșit din casă, trebuia să merg la o nuntă și de acolo undeva la o biserică și venea numai a doua zi acasă și am zis soției mele în grabă, te pup, nu ne mai vedem. Și am ieșit, mă sună nevastă mea pe drum și mi-a zis, tati, tu te-ai auzit ce ai zis? Și am zis, ce am zis? Nu știi ce ai zis când ai ieșit din casă? Ce am zis, spune-mi tu. Zice, te pup, nu ne mai vedem. Oh, zice, stai liniștit. Am vrut să zic, te pup, nu ne mai vedem astăzi. Mi-a pus întrebarea în momentul ăla. Dacă ar fi fost ultima dată când ar fi trebuit să învăț soția, care ar fi lucrurile care le-aș fi regretat cel mai mult? Vreau să te întreb astăzi, dacă ar fi ultima dată când se vedea soțul sau soția, care ar fi lucrurile pe care le-ai fi regretat cel mai mult sau le regrezi cel mai mult? Vreau să vă spun că înaintea voastră n-aveți un soț perfect. Na. Am făcut greșeli și anumite principii le-am învățat din cucuie. Principii învățate din cucuie. Le-am adoptat și am încercat a doua oară să nu le mai repet. Dacă ultima dată când am fost la dumneavoastră v-am vorbit despre principii vechi pentru o generație nouă, în seara asta vreau să vă vorbesc despre principii vechi pentru o căsnicie reușită. Și primul principiu este principiul imperfecțiunii. Ajutorul potrivit nu înseamnă un partener perfect. Nu există căsnicii perfecte. Să vă iasă din minte lucrul ăsta. Nu există așa ceva. Fericite, da, dar perfecte, nu. Suflete pereche le veți vedea numai în telenovele. Numai în bazme cu happy end. Dar nu există așa ceva. Nu există căsnicii perfecte. E o minune, ascultați-mă, ca doi oameni diferiți, din medii diferite, cu principii diferite, din familii diferite, să trăiască fericiți. Asta e numai minunea lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate să facă minunea asta. Nu vreau nici să cad în cealaltă extremă, să spun că, virgulă, viața de căsnicie este făcută doar pentru ca noi să fim sfinți. Nu, sfinți și fericiți. Căsătul când am fost la nunți, și m-am săturat pur și simplu când se mai ridicau unii și se uitau la miri și așa stresați ei cu pregătirile pentru nuntă, se uitau prin sală să văd dacă le-au venit toți, își făceau calculul dacă le-au venit toți la nuntă, să vadă dacă nu le rămân meniuri goale, că e un stres, vreau să vă spun, și pentru unii, e un stres fantastic. Și la un moment dat mai se ridică unul la amvon și le spune în felul următor: ființele astea vor avea necazuri. Deci atunci m-am întrebat, oare ce înțeleg ei? Viața de căsnicie e un fel de apocalipsă? E un fel de... El a rostit prima trâmbiță împotriva. Vreau să vă spun că ajutorul potrivit este oglinda care mi-arată defectele.
Până să mă căsătoresc, eu am avut părere bună despre mine. De când m-am căsătorit, soția a fost oglinda care mi-a arătat tot timpul defectele. A fost oglinda care mi-a arătat defectele. Puteți să-mi spuneți toți că predica din seara asta a fost bună. Și Dorel poate să-mi zică dacă predica din seara asta a fost bună. Dar când mă duc acasă și nevasta face... înseamnă că n-a fost, știți de ce? Pentru că ea este singura care îmi dorește cel mai mult binele. Dacă nevastă mi-a zice, o biserică întreagă să mă bată cu palma pe umăr, să-mi zică, frate, zice, ai predicat bine, mulțumim, te mai așteptăm. Dacă nevastă când mă așteaptă la ușă, îmi zice, predicat prost, înseamnă că au avut dreptate. Până să mă căsătoresc, am crezut că sunt predicator bun. După ce m-am căsătorit, mi-a perit asta. Știți cum e cu căsătoria? Simplu. Acum imaginați-vă un pod vechi construit peste o apă. Acel pod are niște fisuri care nu se văd cu ochiul liber. Ele se văd doar la o examinare atentă. Acum gândiți-vă că trece peste podul acela un camion de 40 de tone. Fisurile vor deveni vizibile din cauza greutății care trece pe el. Nu camionul este cel care le-a provocat. El doar le-a făcut vizibile. Atunci când te căsătorești, partenerul tău de viață devine camionul care trece peste fisurile vieții tale. Căsnicia scoate la iveală nu-i cel mai bun din noi, ci ceea ce este cel mai rău din noi. Vreau să vă spun că noi ca și oameni știm ascunde foarte bine în public. Băi, enorm de bine. V-am spus data trecută că cei mai buni actori nu sunt la Hollywood. Pe aici. Eram odată undeva în Vaslui. Am mers cu niște tineri de luni de la biserică în misiune. Și în fața mea stătea doi tineri care în scurtă vreme urmau să aibă nunta. M-am uitat la el. Mâncau în fața mea. M-am uitat la el, spatele drept, perfect. A luat furculița, vreau să vă spun că nici măcar nu s-a auzit o sorbitură. Nici măcar... pe silent. Când a venit pulpa dezosată, vreau să vă spun că perfect tăia. M-am uitat la el și m-am văzut pe mine. I-am spus ei, o să-i treacă. După. S-a uitat, n-aș tu despre ce vorbesc. Ea a crezut că vorbesc în pilde. I-am zis, hai să spun cum e treaba. Înainte, eram ca el. După ce m-am căsătorit, vreau să vă spun că nici n-aștept să se mai termine supa din farfurie, că fac așa cu ea. Înțelegeți? Sunt anumite defecte care nu mai pot, surorilor, ascultați-mă, nu le mai puteți schimba în viața vieții voastre. Îi defect, cu defect moare. Așa l-ați luat cu unele defecte, cu acele de... Nu vă mai chinuiți, nevastă mi-a zice de 14 ani, nu-ți mai fac curat în dulap. De 14 ani zice lucrul ăsta. Deschid dulapul, toate aranjate perfect, așa. Linie. Atunci strică trăia. Iar mi-ai făcut dezordine, nu mai găsesc pantalonii. Eu știam unde mi-s, în toată dezordinea aia, știam că în colțul ăla mi-am aruncat pantalonii, știam că șosetele mi-s... Dragilor, când ne căsătorim, de fapt ne trezim la realitate. Ne trezim ca dintr-un vis. Imaid pe unii spunând, n-am crezut că ești așa. Am crezut că... La început experimentăm îndrăgostirea. Îndrăgostirea sunt fluturi. Oricât ei zice ei, bă, zice nasul. A, nu, ești perfect. Păi are un pic de strabism, tu nu vezi. Nu! Are tendințe de... Nu, ea nu vede nimic. Ea totul e perfect la el. Îi zici ei, tu nu ți-ai luat una mai lui. Nu, zice, e perfectă.
Nu am plecat. După, se trezesc ca dintr-un somn dintr-o dată și spun, dar n-am crezut că ești așa. N-am crezut că... Vreau să vă spun ceva, dragii mei. Îndrăgostirea trece repede. Dragostea rămâne. Dragostea este să-L iubești nu cu adicție și cu aia dacă e nevoie. Dragostea înseamnă să-L iubești cu defectele Lui. Înțelegeți? Dragostea nu-i sentiment, ci dragostea înseamnă voință. Ce faci când ea capătă proporții? Ce faci când El nu mai poate să lucreze și trăiești din alocații, din pensie? Ce faci? Dragostea înseamnă a te forța, a vrea să te duci cu El până la sfârșit. De ce? Pentru că ai făcut un legământ cu Dumnezeu și ai făcut un legământ cu El sau cu ea. Dragostea nu dispare când... Dragilor, când mi-a luat nevastă, mi-a fost trasă prin inel. După 4 cezariene, vă dați seama că se modifică anumite lucruri. Într-o zi vine la mine, tati, zice, m-am îngrășat. M-am uitat la ea și am zis, ești cea mai frumoasă crăsuță. Îndrăgostirea trece repede. Nu există căsătorie cu Domnule, tot timpul fericiți, tot timpul, Domnule, El tot timpul zâmbitor, ea tot timpul zâmbitoare. Am găsit-o de multe ori plângând când venim acasă. Dragostea nu este sentiment, ci dragostea este voință. M-am spus aici când m-am întâlnit cu un frate și el mi-a zis, te-ai căsătorit? Da. Zice, miere acum e. Pe urmă o zis, e dulceață o să fie. Și pe urmă o zis, e zahăr. Și am zis la pelin săracu. Bun, cum putem trece peste toate defectele astea? Simplu. Există ceva, un cuvânt pe care nu le place să-l auzim. Cuvântul ăsta se numește moarte. Când m-am căsătorit, am adoptat principiul ăsta. Am zis, vreau să mor față de ea, față de cumnate, socru, soacră. Principiul ăsta se numește simplu moartea. Dacă vreți să ajungeți până la final, adoptați-l. Dacă vreți să vă împotmoliți pe drumul vieții, lepădați-l. Apostolul Pavel spunea în Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Adică am murit față de ambițiile mele. În viața de căsnicie nu putem intra cu ambițiile noastre. Nu putem intra cu armele noastre. Viața de căsnicie nu e un maraton, nu? Nu e nici măcar un ring de box. Noi nu intrăm cu un concurent în viața că... Zice, dar din ce familie vii tu, mă? Din ce familie vii tu? Ai mei bogați, ai tăi. Eu am facultate, tu ai liceu. Viața de căsnicie, oameni buni, nu-i un fel de concurență, care pe care. Nu, cine nu adoptă principiul ăsta morții, se va duce. Și veți veni la biserică și vom veni la biserică și vom juca un teatru ieftin. Cum sunteți? Bine, mă, ce familie fericită. Veți învăța să zâmbiți când nu trebuie să zâmbiți, veți învăța să vă ascundeți, veți învăța să jucați un teatru, un teatru ieftin și vom învăța să jucăm un teatru ieftin. Doi, un al doilea principiu, e principiul sensibilității. Ea este vasul mai sensibil, adică mai delicat, mai fragil, care trebuie transportat într-un regim special. Un comentariu spunea în felul următor, femeia n-a fost luată din cap ca să-l conducă, nici din picior ca să fie sclavă, a fost luată de sub braț ca să fie protejată și de lângă inimă ca să fie iubită. Vreau să vă imaginați, n-am zis că femeia, vasul mai slab, că unii cred că, băieți, nu-i mai inferior. Nu este mai sensibil, ascultați-mă, în unele, să nu zic în cele mai multe cazuri.
femeile sunt mai capabile ca bărbații. Sunt mai superioare în anumite domenii. Dar ascultați-mă, în momentul în care vom sta la adăpostul bărbatului, pentru că, ascultați-mă, în spatele oricărui bărbat care face câte ceva este și o femeie care îl împinge. Și vă spun asta imediat. Imaginați-vă că mergeți undeva pe o stradă, pe o alee, pomii înfloriți, primăvară, vă plimbați pe o alee așa îngustă, mirosul acela de cireș înflorit și îl ții pe el de mână și undeva lângă o poartă sare un San Bernard. Care este primul instinct al femeii? Se zică bărbatului, stai aici că mă ocup eu de el. Primul instinct al femeii este să se protejeze. De ce? Nu pentru că este slabă, ci pentru că este sensibilă. Ele gândesc cu emoțiile. Dar v-am spus, în anumite domenii pot fi mai bune decât bărbații și mai tari. Voi, ca și femei, sunteți concepute, create, să gândiți în detalii. Noi suntem generaliști, nu medici. În momentul în care mă trimite nevastă mea la Kaufland, îmi dă listă și îmi face și poze cu produsele. Când am intrat în Kaufland, parcă sunt într-un labirint. Nu știu exact unde, ce să fac. Pur și simplu, parcă sunt într-un labirint. Ea când intră în Kaufland, cu tot cu poze, nu iau ce trebuie. Când ajung acasă, zice, ce mi-ai luat? Ce ți-am luat? Zice, asta n-ai luat-o, asta e greșit-o, asta ai făcut. Îi zic, nu știu ceva, du-te tu de acum. Ele când intră în Kaufland, n-au nevoie nici de poze, n-au nevoie nici de hârtii, n-au nevoie nici de liste. Au intrat în Kaufland, parcă niște Speedy Gonzales. Aia, au ieșit bucuroase. Mă lasă o zi că merge la examene, mă lasă o zi cu prunci acasă, o sun după masă, unde ești? Îți pe drum, hai repede că nu mai pot. Nu mai pot. Simt că-s terminat, simt că-mi pierd mințile, zic. Nu mai pot. Ia ascultați-mă, ele 24 din 24, schimbă copil, în același timp bagă la spălat, face de mâncare, aspiră. Vasul mai inferior? Nu. Voi sunteți gândite să ați fost așa concepute, să, pur și simplu, să gândiți în detalii. Când mă pune nevastă mea să pun o perdea, eu pun perdeaua, intră în cameră, zice, ce ai făcut? Mă gândim, ce am făcut? Zice, așa ai pus-o. Zice, dar cum? Ai zis să-ți pun perdeaua și ți-am pus perdeaua. Nu, zice, colțul ăla trebuie adus încoace, de la mijloc trebuie un pic mai încolo, ăla l-a adunat invers. Stați să vedeți când se întâlnesc două femei cum vorbesc. Ea face pană. A doua zi se întâlnește la o cafea. Zice, tu să spun ce am pățit. Mă duceam cu mașina pe un drum și la un moment dat am văzut că volanul trage dreapta. Și am văzut că îmi face tic-tic-tic-tic-tic roata. Eu aia zice, m-am coborât din mașină, tot la aia zice. Era un cui atât a intrat în. Ce să fac? Am sunat, o trimis pe cineva de la service, au venit, am stat vreo jumătate de oră, am zis, bă, ăștia nu mai ajung, am stat o jumătate de oră acolo, mă grăbeam foarte mult, au venit și au luat sculele, le-au pus acolo, au luat o cheie mare, s-au chinuit cu toate șurubele, la al cincelea, pur și simplu, au stat la al cincelea vreo 10 minute pe un șurub, îți dai seama, 10 minute să... Măi, nu știu, am crezut că îl rupe, n-a știu ce... Uite, mi-o la roata, o adus-o de la service, mi-o pus-o înapoi, le-am plătit, am venit. Când se întâlnesc doi bărbați, aceeași problemă. Nu, ți-ai rezolvat problema? Da, zice, bun, bravo. Înțelegeți? În spatele oricărui, nu uitați asta, oricărui bărbat care face câte ceva, este totdeauna o femeie care îl împinge de la spate. Vreau să mă apropii de încheiere.
Și pe urmă să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Erau familii în Biblie, pentru că câteodată avem momentele noastre de nebunie. Ca și bărbați le avem. Și asta trebuie să o recunoaștem. Câteodată avem momentele noastre de nebunie. Era o femeie în Biblie pe nume Abigail și avea un nebun în casă. Un Nabal. O femeie care putea să-i spună bărbatului lui David, te rog frumos, fă-ți treabă că și așa m-am săturat. A fost o femeie care a dus echilibru în casă. A fost o femeie care a știut că în vremuri grele să-și protejeze bărbatul. A fost o femeie care a stat în spatele unui bărbat, chiar dacă avea momentele lui de nebunie. Pentru că v-am spus, în spatele oricărei femei, care, bărbat care face câte ceva, este un bărbat puternic. Apropo de asta, mi-am adus aminte de patronul unui restaurant care avea un resort și le-a zis turiștilor în felul următor. Oameni buni, uitați aici lacul ăsta, zice, cine trece în not lacul ăsta și iese pe partea aialaltă? Zice, dau 1.000.000 de euro, lacul plin de crocodili. Dintr-o dată se aude o căzătură, un bărbat în apă. Trece impecabil, rapid, până pe partea cealaltă. Nimic nu l-am, niciun crocodil nu l-a atins. Patronul resortului vine la el și îi zice, domnule, zice, acum promisiune e promisiune, ai câștigat 1.000.000 de euro. Zice, domnule, n-am treabă, nu trebuie nimic, nimic, îi bătea inima, tremura, doar vreau să știu cine m-a împins în spatele lui nevastă. Când vedeți vreun bărbat care face câte ceva, să știți că în spatele lui există o femeie puternică. Trei, și ultimul principiu, și mă apropiu de încheiere, este principiul separării. De aceea va lăsa omul pe maică sa și pe taică sa și se va lipi de nevastă sa. Am întâlnit bărbați, cât și femei, care n-au tăiat cordonul umbilical. N-au l-au tăiat. Pur și simplu, și după căsătorie, erau legați cu cordonul umbilical de maică sa și de taică sa. Am avut probleme în unele biserici din cauza asta. Și le avem încă. Când mama, soacra, se uită la băiatul său după, ioi, zice, e slabă, ai slăbit cu tine, ce se face, femeie? Nu-ți face de mâncare? O duci rău? Păi la mama o duceai bine. Când ea se înțelege cu maică-sa, când el își pune problemele lui maică-sa. Toate mamele care își încurajează băieții sau fetele sau invers să divorțeze, ascultați-mă, trebuie puși deoparte cu pruncilor. Am avut la noi în biserică un băiat care în seara anunții i-a zis nevastă sa, vreau să plec, să plecăm în altă parte. Și am zis, e noapte, cum să mergem? Ea încăpățânată și-a luat hainele, a luat-o și a trântit-o pe pat. Din momentul ăla, ea a plecat la maică-sa. Maică-sa i-a zis, Doamne, zice, cum am putut să fac așa ceva? Știi ceva? Divorțează. Și-a încurajat fata să divorțeze. Și un an de zile au durat lucrurile și au divorțat. Am zis așa, nu doar fata e vinovată, pentru că a intentat divorț, și maică sa care a încurajat-o. Dacă nu va fi o alipire, mai devreme sau mai târziu va fi o dezlipire. Există o grămadă de distrageri. Înainte ca să falimenteze prima familie, a existat primul pas spre cădere, a fost distragerea. Când nu există unitate între voi, indiferent, o să apară distragerea. Știți care este distragerea? O să vină o colegă de la muncă și o să se destăinuiască. O să spună ce probleme are în familia ea. Te uiți la ea și prima șoaptă
băi, parcă e mai bună ca nevastă. La fel o să-ți vină un coleg și o să spună: domnule, cât suferă el în familie? Și tu, ca și bună consiliere, îl consiliezi pe el. Oh, câte falimente nu s-au întâmplat în direcția asta. Primul pas este distragerea. Pentru că scopul diavolului este să vă distragă de la ceea ce este cu adevărat important. Și te-ai trezit, ca și bărbat, ca și femeie, că ți-ai legat inima sentimental de altă femeie. Și uite, așa apar, din păcate, dramele în familiile noastre. Și le avem. Și m-aș bucura să vă spun că sunt puține. M-aș bucura. Când vii acasă și spui: nevastă, bărbat, eu v-am spus că este un blestem să le spui tinerilor care se căsătoresc în prima zi anunții ca dragostea lor să fie la fel. Nu, dragostea lor trebuie să crească. Și dacă Dumnezeu vă ajută să trăiți 90 de ani, la 89 de ani să-ți iubești mai mult soția și soțul. S-ar putea să vi fi venit în tensiune aici. Să jucați un rol frumos. Asta e distragere. Și pe urmă va fi distrugere. Și bărbatul, zice Biblia, să-și iubească soția cum și-a iubit Hristos biserica. A fost întrebat un om al lui Dumnezeu așa: dacă ar fi să te duci și să fii pe o barcă și undeva, la 100 de metri să fie o cascadă și să fii în barcă cu părinții, cu copiii și cu soția, ce ai lege să salvezi? Doar o singură opțiune avea. El nici n-a stat pe gânduri și a zis în felul următor: soția. Toți, de ce? De ce? Păi nu sunt copiii lumina ochilor tăi? Nu ți-ai dat viață pentru ei? Părinții, părinții, părinții. Într-o zi, copiii mei vor veni la mine, că fetele nu mai ies la vârsta în care să spună că ne căsătorim cu tati. O fost. Că dacă le întrebai acum câțiva ani cu cine se mărită fetele mele, amândouă ți-ar fi spus: cu tati. Nu mai sunt, gata. Peste 5 ani de zile, liniștite pot să vină să-mi spună: pa. Îi suni, îți răspund a doua zi, pentru că au fost plecați. N-au avut chestii să-i deranjeze nimeni. Și până la urmă e normal. Pleacă. Părinți, dacă Dumnezeu ne va ține în viață, așa e normalitatea. Pleacă. Dar cel ce va rămâne și ceea ce va rămâne sau cea care va rămâne cu voi până la sfârșit va fi soțul și soția. Vreau să ne rugăm în această seară. Poate ai nevoie de o rededicare în familie. Poate ai nevoie să vă spuneți: uite, până acum am fost... Numai Dumnezeu știe cum ne-am târât în viața asta de căsnicie. Dar vreau ca din această seară, pur și simplu, să las toate armele jos și să adopt principiul morții. Să mă uit la soția mea, la soțul meu, în ochi. Și să-i spun: auzi, hai să îngropăm. Că mi-aduc aminte ce ai făcut atunci. Că mi-aduc aminte ce ai... Știți că se întâlnesc doi bărbați și unul zice: păi, zice, nu știu ce să mai fac cu nevastă mea.
e isterică, la celălalt zice, de tine e bine, mea istorică. Poate aduce aminte de ani de zile. A, zice, mi-aduc aminte ce ai făcut atunci. Mi-aduc aminte. În groapă. Poate ai nevoie să dai un restart căsniciei tale. Lasă-L pe Dumnezeu să apase butonul restartului în această seară. Haideți să ne ridicăm. De mult poate nu v-ați mai rugat împreună. Să-i spuneți lui Dumnezeu tot ce aveți pe inimă. Să-i spuneți lui Dumnezeu falimentele prin care trecem. M-a spus anumite principii, le-am învățat din cucuie. În fața voastră nu stă un bărbat perfect. Dar ceea ce îmi doresc este ca la sfârșitul vieții mele, pentru că nu începutul unei căsnicii este important, ci sfârșitul ei. Moartea va dovedi dacă căsnicia mea a fost una reușită. Moartea o va dovedi. De ce să te uiți pe drumul vieții tale și să zici nu s-a meritat? Bărbați dragi, scumpii mei, dacă ar fi să îți cer din nou soția în seara asta și să-i zici așa, dacă ar fi să te mai măriți odată, tot cu mine te mărita? Dacă ea zice dă cu tine, ce să facă? Dă cu tine. Dacă ea zice tot cu tine. Dacă are ezitări, înseamnă că e o problemă. Schimbați-vă. Ne vrea ca Dumnezeu să deslege orice legătură din viața noastră astăzi. Să renoade relații aici. Puterea Duhului Sfânt să se coboare în numele Lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și să aducă bucurie și binecuvântare. Să nu fie căsătoria, căsnicia, un fel de apocalipsă. Și ăștia vor avea necazuri. Să fim fericiți și sfinți. Stăm în prezența lui Dumnezeu. Și dacă sunt anumite lucruri care trebuie schimbate, să le schimbe Dumnezeu începând din această seară, de aici și de acum. Ne rugăm înaintea Domnului Dumnezeului vieții și stăm în prezența Lui.